Inspectoratul de poliție al județului Maramureș anunță că în ultimul timp s-au înregistrat mai multe sesizări de înșelăciune și șantaj prin metoda acoperișul, adică schimbarea șgheaburilor a burlanelor sau a tablei de către meșteri neautorizați, care se oferă voluntar să facă lucrări de reparații pentru care ulterior cer sume exorbitante și pe care persoanele vătămate de regulă le plătesc. De aceea oamenii legi vă sfătuiesc să nu acceptați să realizați lucrări cu persoane neautorizate sau pe care nu le cunoașteți, mai ales cu cei care se oferă benevol în a vă face diferite reparații. Bunăvoința acestora costă scump. Lucrările efectuate de ei sunt de proastă calitate pentru că folosesc tablă cu parametri tehnici suboptimali. Asta pentru ca proprietarii să aibă nevoie din nou de serviciile lor. Nu primiți în locuință sau în curtea casei persoane care pretind că vă fac lucrări de amploare cu prețuri de derizorii pentru ca în final prețul să se modifice exponențial. Încheiați un contract scris în prealabil, conținând tarifele și costul total la lucrării. Mai trebuie să rețineți că persoanele care doresc să vă înșele sunt actori foarte buni. Au un simț natural în a identifica victimele și știu cum să manipuleze pentru a-și atinge scopul. Cele mai vulnerabile persoane sunt cele în vârstă pe care infractorii le pot manipula cu ușurință. Dacă v-ați confruntat sau vă confruntați cu o astfel de situație, sesizați poliția.